Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Foștii parlamentari PPDD care au plecat la alte formațiuni politice sau care au fost excluși din partid vor fi acționați în judecată de conducerea Partidului Poporului Dan Diaconescu. Dezertarea îl va costa pe fiecare traseist politic 2 milioane de euro potrivit unei convenții semnate cu PPDD. Vizați sunt 27 de PPDD-iști. În cazul în care parlamentarul respectiv își dă demisia din Parlament în termen de 5 zile de la plecarea din partid, nu va mai fi nevoit să plătească despăgubirile pentru prejudiciile aduse partidului. Conducerea PPDD a adăugat că va fi sesizată Direcția Națională Antifraudă, având în vedere că s-au vehiculat sume de bani primite de dezertori ca sume de instalare la alte partide. Se pare că prima persoană care va fi chemată în judecată va fi senatorul Tudor Barbu. Din câte am înțeles și eu, se vor face prima dată niște negocieri conform procedurii. Într-adevăr, s-a semnat o convenție între părți, între ambele părți, înainte de a ne depune candidatura și pentru că nu s-a respectat acea convenție și foarte mulți din parlamentari au plecat la alte partide, conducerea Partidului Poporului Dan Diaconescu a luat hotărârea de a acționa în judecată. De fapt, prima dată probabil va fi o mediere, iar în funcție de aceste medieri probabil se vor adresa instanțe. Primul vizat am înțeles că este senatorul Tudor Barbu. Așa am auzit și eu, dar vom avea o ședință de grup reunit și atunci vom ști mai multe detalii. La alegerile de anul trecut, PPDD a obținut 48 de mandate. La mai puțin de un an a pierdut 20 de deputați. Aceștia fie s-au afiliat partidelor aflate la putere, fie s-au declarat independenți, după care trec pe rând fie la PSD, fie la UNPR. Unul dintre ei, suceveanul Cezar Cioată, a reușit performanța să plece de două ori din PPDD.